Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem așa cum v-am obișnuit următoarele 72 de ore, să vedem ce vă așteaptă în acest timp ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că acest video este valabil și pentru domn și pentru doamne și să nu uitați că eu notez minutele pentru fiecare etalare în parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere împreună cu datele mele de contact. Bun. Vom face trei etalări ca de obicei. Va trebui să vă alegeți unul dintre cele trei pachetele de cărți, cărora le-am pus și câte o pietricică. Prima variantă, primul pachet de cărți, cristalul. A doua, pietricica numărul 2. Și a treia, pietricica cu numărul 3. Bun. Și haideți să trecem la cei care ați ales prima variantă. Să vedem ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore pe cei de la etalarea numărul 1. Evenimente importante pentru cei de la etalarea numărul 1, următoarele 72 de ore. Ce vă așteaptă pe cei de la etalarea numărul 1 în următoarele 72 de ore, ca și evenimente importante? Se pare că la unii dintre voi aici este o decizie foarte importantă de luat. Să merg mai departe sau să stau în locul în care sunt? Sau să plec în călătoria asta? Se merită sau nu? Cineva aici vrea să ia o decizie în legătură cu a lăsa ceva în urmă în următoarele 72 de ore. Este vorba despre o decizie destul de importantă. Dacă este vorba de un loc de muncă, cineva aici nu știe ce stă în spatele acestui loc de muncă. E posibil să fie vorba despre un loc de muncă în afară sau un loc de muncă cu o ofertă destul de ascunsă. Iar dacă este vorba despre dragoste, cineva aici stă într-un compromis. Cineva are teama de a iubi aici și atunci situația este divers, este altfel, și anume, cineva aici vrea să meargă, voi sau cealaltă persoană, către voi, își dorește o relație, își dorește o împăcare cu persoana iubită, numai că aici este o teamă de a iubi. Persoana care vrea să facă asta aici vrea să facă o ofertă de împăcare și o ofertă chiar foarte serioasă, și anume, hai să ne mutăm împreună sau hai să ne căsătorim sau să avansăm în relația noastră, dar teama este prea mare în primul rând că cealaltă persoană ar fi putut să-și fi găsit pe altcineva în timpul ăsta, pentru că mulți dintre voi ați stat despărțiți foarte mult timp. Aproape că persoana care vrea să se împace aici nu mai recunoaște cealaltă persoană, voi sau voi persoana pe care o iubiți sau persoana asta pe voi, pentru că cineva s-a schimbat foarte mult aici în urma unor răni care au fost create în relația voastră. Și aici există un conflict și o gelozie. Cineva în același timp are o gelozie și anume, de ce n-am acționat la timp? Există o furie. Cineva își dorește să vindece furia asta ca să poată să... Cineva și-a dorit să uite persoana iubită aici, ok? Cineva care a ales altceva. Dar n-a putut să facă lucrul ăsta și culmea a avut o ură chiar pe persoana iubită, de ce nu pot să te uit? De ce nu poate să-mi treacă sentimentele pe care le-am pentru tine? De ce nu pot să mă vindec? Bun, haideți să vedem mai departe. Ok, aici cineva are și un grad de toxicitate foarte mare. E posibil ca aici cineva să încerce să-și regăsească liniștea, pacea, armonia, să se echilibreze. Este o persoană care își dorește să aibă o relație de succes, o relație liniștită cu persoana pe care o iubește. Dar pentru a face lucrul ăsta, trebuie să ia o decizie cu doi de săbii și cu pajul de bâte să comunice această decizie. Pentru că este posibil aici să fie vorba despre o persoană dintr-o zodie de apă, rac pe scorpion, chiar și voi, doamnele,
care are și Capricorn sau există și Capricorn, ori dacă sunteți domni și vreți să fiți cu o persoană pe care o iubiți, trebuie să scăpați de o persoană toxică cu care trăiți acum și pentru asta trebuie să luați o decizie pentru că există o codependență în relația în care sunteți, să există un compromis. Iar pentru a avea reușita asta în dragoste și să fiți fericiți cu adevărat, trebuie să faceți pasul să renunțați la persoana care vă ține legați într-o relație karmică. Pentru alții dintre voi, poate fi o decizie care trebuie luată foarte importantă în familia voastră în legătură cu un succes. Și anume, mulți dintre voi desconspirați o persoană falsă din familia voastră, ok? Chiar mai mult de atât, pentru ca lucrurile să meargă bine în familia voastră sau pentru bunul mers al lucrurilor, cineva desconspiră aici că o persoană anume din familia voastră, din neamul vostru sau o prietenă, cineva, aduce zarvă în casa voastră. Poate fi o vecină, o prietenă, oricine aduce zarvă în casă, chiar și o noră. Și atunci aici cineva înțelege de ce nu există liniște în casă, de ce nu există liniște în viața de familie. Pentru alții dintre voi constatați că o persoană este toxică din rac pe scorpion sau capricorn sau săgetător în viața voastră și atunci considerați că trebuie să luați o decizie ca să puteți să fiți fericiți în viața voastră. Indiferent că vă este prieten, prietenă, desconspirați pe cineva care vă făcea rău. Și aici este vorba despre a lăsa ceva în spate. Poate că v-ați obișnuit cu persoana asta. Poate că vă cunoașteți din copilărie, poate că vă cunoașteți de mult timp, poate că ați trecut prin niște lucruri împreună sau ați făcut niște sacrificii pentru persoana asta. Și nu este tocmai ușor, pentru că este ca și cum mulți dintre voi trebuie să schimbați mediul sau să schimbați o casă, poate locuiți în aceeași casă cu persoana asta. Dar trebuie să o faceți. Bun, vreau clarificarea cărților de pe masă. Pentru cei de la etalarea numărul 1. Următoarele 72 de ore. Cei care vreți să faceți lucrul ăsta sunteți Taur, Fecioară, Capricorn. Da, este o încheiere a unei situații, a unui capitol, carul cu doi de săbii. Deci, într-un final, chiar veți lua decizia să plecați. Că este vorba de un loc de muncă, că este vorba de a părăsi pe cineva, că este vorba, exact, persoana asta, femeia asta sau bărbatul ăsta din rac pe scorpion cu 7 de săbii, este o persoană falsă, mincinoasă, cu 10 de monede și diavolul, cineva aici are un interes foarte mare doar pentru bani. Atât. Ceea ce face, face doar pentru bani. Că stă cu voi, stă cu voi doar pentru bani. Ok? Nu există o sinceritate anume. Ori dacă este vorba de un bărbat, are un interes doar către partea financiară sau stă cu o femeie pentru partea financiară și vrea să înlăture această situație sau o femeie stă cu el pentru partea financiară și dacă e vorba de faptul că persoana asta trebuie să scape de această femeie, va realiza că este o toxicitate acolo și că trebuie să se rupă de acea situație. Aici au fost foarte multe secrete. Și anume, cineva chiar își dorește acest 10 de cupe. Și poate că cineva și-a dorit acest 10 de cupe și cu această persoană, dar n-a reușit să o facă. Aici este o decizie foarte importantă pe care cineva o va lua în legătură cu dragostea. Decizia asta este 5 de cupe, 7 de săbii. Și anume, aici sunt două variante. Ok. Și avem și 3 de cupe. Îmi pare rău că te-am mințit. Îmi pare rău că am stat cu tine pentru asta. Trebuie să spun adevărul. Este momentul să spun adevărul. Exact. Aici este vorba de cineva din gemeni, balanță, vărsător. Dar nu neapărat un bărbat care deja nu mai are sentimente sau nu a avut sentimente niciodată pentru femeia asta sau femeia asta pentru bărbatul ăsta. Cineva comunică aici, îmi pare rău că te-am mințit, dar ce este drept este că eu am 5 de cupe și anume eu vreau pe altcineva. Cu sinceritate vreau să terminăm această relație pentru că decizia pe care am luat-o este una finală
eu nu-ți pot oferi dragoste. Secretul aici este că persoana pe care eu o iubesc este foarte rece cu mine și atunci o să fac tot posibilul să mă împac cu această persoană chiar dacă a trecut foarte mult timp. Secretul este că persoana asta nu mi-a dat acces să mai fim împreună și ăsta a fost motivul pentru care am încercat să-mi deschid inima către tine, dar nu am reușit, ok? Mereu am stat într-o indecizie în relația asta, dar acum vreau să plec către acest nou început. Este momentul să fac, din nou avem doi de bâte, această decizie cu îndrăgostiții. 9 de săbi. Aici va fi o suferință, ok? Va fi o suferință. Bărbatul care face asta este pești, spânzuratul cu, sau pești, ce în balanță vărsător. Bărbatul ăsta este un bărbat interesat de bani. S-a stat cu această femeie pentru un interes financiar foarte mare. Dacă voi sunteți doamne și sunteți tot din zodie de apă sau aveți capricorn sau sunteți geme în balanță vărsător, primiți o veste din partea bărbatului ăsta pe care îl suspectați probabil că se gândea la altcineva, că este doar pe un interes financiar și chiar este. Iar decizia e posibil multe dintre voi să o luați voi pentru binele vostru. Iar pentru altele dintre voi, dacă bărbatul ăsta ia o decizie să plece, este pentru că bărbatul ăsta nu v-a împărtășit sentimentele și doar ăsta i-a fost interesul. Și vă face un bine, credeți-mă. Pentru că aici a existat tot timpul un 3 de pentacule, 3 de cupe, un triunghi amoros, ok? A existat tot timpul o a treia persoană sau gândul acestei persoane la o altă persoană. Ok. Ori persoana asta își dorește un nou început cu o persoană din leu, ori voi cei care treceți prin asta sunteți din zodia leu și o să plecați și o să luați o decizie importantă să fiți cu altcineva, ok? Ori doamnele din leu veți primi o ofertă de împăcare din partea acestui bărbat sau din partea unui bărbat care își dorește să fie cu voi. Dar aici cineva... ok, haideți să stăm de vorbă. Dacă sunteți doamne din rac pe scorpion sau capricorn sau ce în balanță vărsător sau orice zodiați fi, sfatul meu este că vă zbateți degeaba pentru acest bărbat. Dacă este vorba despre voi care trebuie să luați o decizie în următoarele 72 de ore sau bărbatul ăsta pleacă sau a plecat, credeți-mă că este spre binele vostru. Pentru că văd foarte multă părere de rău la voi. Dar este o părere de rău cu ură. De ce mi-ai făcut lucrurile astea? Lucrurile nu se vor termina cu bine. 5 de săbi cu bărbatul ăsta, care se poartă urât, este agresiv, vorbește urât și în același timp vă jignește, posibil să fie și agresiv fizic, de ce nu? Dar nu a existat sentimente de dragoste, în niciun caz. Vor fi niște jigniri foarte mari în următoarele 72 de ore, care o să vă, pur și simplu, o să vă lase mască în legătură cu această persoană. Cu 4 de cupe, persoana asta niciodată nu v-a văzut cupa. A visat doar la o realizare și a visat, iar avem soarele cu puterea, nu? Asta e fantastic, cu asul de bâte. A visat la o persoană din leu. Dar dacă sunteți lei aici, veți avea un nou început foarte frumos în dragoste cu cineva, posibil din trecut, sau posibil cu o persoană din Taur, Fecioară, Capricorn, cu care veți avea o relație foarte frumoasă, persoana asta este posibil să fie mai tânără decât voi sau, mă scuzați, să arate mai tânăr sau tânără decât vârsta lui sau decât vârsta ei. Ok. Aici este vorba de destin. Ceea ce se întâmplă are legătură cu destin. Un nou început. Aici se va întâmpla ceva. O secundă. Bun. Deci, aici este situație în care cineva, deci în următoarele 72 de ore, dacă aveți de a face cu zodie de apă sau gemeni balanță vărsător sau voi sunteți zodia asta, ok?
lucrurile nu vor fi bune. Avem 5 de săbii cu turnul aici, lucrurile nu se vor sfârși bine, pentru că este o persoană care a avut doar un interes financiar cu diavolul și 10 de monede, dar face orice pentru bani. Orice. Este un bărbat. Ar face orice pentru bani. Pentru unii dintre voi, sunt chiar un cuplu care fac lucrurile astea. Un rege și o regină de cupe, care vor ajunge să se bată cap în cap, pentru că au făcut și lucruri necurate. Și fiți atenți, care e ideea amuzantă aici. Două persoane interesate de bani care erau un cuplu. Voi știți ce legătură ați avut cu chestia asta. Posibil să vă fi făcut rău. Bun, un bărbat și o femeie, regele de cupe și regina de cupe. Oamenii ăștia, fiecare în direcția lui, bărbatul ăsta căuta femei pentru bani, femeia asta la fel, și se uneau împreună și probabil își numărau bani. Bărbatul ăsta a fost foarte viclean și atunci femeia asta, crezând că sunt asociați, poate nici măcar n-avea o relație, și vă dați seama că bărbatul ăsta de fapt n-a urmărit decât bani și că nu pune preț deloc pe femeia asta și că el și-a dorit doar interes atât și că o va trăda chiar și pe ea. Ok? Pentru că aici văd o discuție cu o jignire și ceva foarte urât ce voi veți auzi. Sau dacă voi sunteți în situația asta, mă adresez vouă. Voi știți mai bine care este situația. Vreau o clarificare în continuarea cărților de pe masă. De fapt vreau să știu ce se întâmplă aici în următoarele 72 de ore. Aici este o fecioară implicată. Cred că fecioara asta... Ia să vedem. Va fi care în continuare. Va fi respinsă. Exact. Va fi respinsă pentru că a făcut numai rele. E o fecioară aici, bărbat, femeie, care a făcut numai rele. Va fi blocată. De ce va fi blocată sau blocat cu 8 de săbii? 7 de cupe. Posibil ca persoana asta să-și fi bătut joc sau să fie dată la o parte pentru că adevărul va ieși la suprafață. 5 de pentacule. Este cineva care va avea o pierdere foarte mare financiară aici pentru tot răul pe care l-a făcut. Pentru că a făcut o persoană să sufere foarte tare. Ori este un cuplu, ori este un grup. Sunt mai mulți care au făcut treaba asta. Fiți atenți, ok? Dar ceva n-a fost în regulă. Aici e o fecioară implicată, este cineva din pești implicat, este cineva din vărsător, este cineva din săgetător, cineva care a încercat să lase pe cineva fără niciun ban și totul se răstoarnă asupra lor. Voi știți mai bine care e situația, dar vă veți auzi în următoarele 72 de ore sau o veți trăi dacă voi ați făcut-o, sper să nu. Ok, eu sunt aici doar să citesc. Clarificați-mi 5 de monede. Cuiva este și frică că va pierde tocmai pentru că a făcut rău. 5 de monede. Pentru că a râs, dar cine râde la urmă râde mai bine. Ok? Pentru că a vorbit foarte urât și mincinos. Pentru că s-a văzut în glorie și iată că avem eremitul, fecioara, original de monede. Deci clar, de ce plătește fecioara asta? Va pleca cu coada între picioare fără niciun ban. Pentru că a făcut lucruri rele. A făcut pe cineva să sufere. Și aici cineva va veni să spună un adevăr. Ia să vedem noi cine va spune adevărul ăsta în următoarele 72 de ore. Oricineva nu mai este de acord cu această combinație și spune hai că mă duc și te spun la persoana asta ce faci tu. Ok? Simt un vibe foarte ciudat, dar amuzant în același timp aici pentru că mulți dintre voi care ați fost răniți și aflați de lucrul ăsta o să vă vine să râdeți. Apropo de ce spuneam, că cine râde la urmă râde mai bine. Ce adevăr să spune sau aflați în următoarele 72 de ore cei de la etalarea numărul 1?
Ce adevăr în legătură cu această regine de pentacle? Eremit. Tot fecioară, tot fecioară, poate de monede. Tot legătură cu acest pește are. Ce adevăr se află? Ce pățește fecioara asta? Este foarte curios sau curioasă ce pățește fecioara asta. Nu are 72 de... Justiția. Aș primește justiția. Îndrăgostiți invers. Va fi dată la o parte. Ce pățește fecioara asta? Ce pățește fecioara asta? Wow! Primește o înștiințare de divorț, pierde o afacere sau termină o relație, pierde bani. De ce pățește așa ceva persoana asta? Ori a făcut rău unui leu, unui bărbat sau unei femei din zodia leu. Ok. De ce pățește lucrurile astea? Tot soarele. Magician, da. A încercat să facă farmece unei persoane din zodia leu, că e bărbat sau că e femeie. O fecioară. O femeie din fecioară. Taur, fecioară, capricorn, dar eu văd fecioară. Și de ce trebuie să aflați voi lucrul ăsta? Turnul. De ce trebuie să aflați lucrul ăsta? Regina de bute, 7 de cupe. De ce trebuie să aflați lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că s-a făcut justiție. Ok? De ce trebuie să aflați lucrurile astea? Să înțelegeți câte persoane erau implicate acolo. Aici este ceva mizerabil rău de tot. De ce trebuie să aflați asta cu regele de pentacule? Ca să înțelegeți de ce nu ați avut succes cu un bărbat anume. Să înțelegeți de ce bărbatul ăsta nu ajungea la voi. Dar totul se va termina. Ce va face acest rege de pentacole față de voi, cei de la etalarea numărul 1, următoarele 72 de ore? 5 de bute, 2 de săbii. Ce va face? 10 de cupe. O să plângă după voi dacă cumva a fost implicat în așa ceva. O să vă caute. Oricum, o să aflați ceva foarte important în următoarele 72 de ore la etalarea numărul 1. Concluzie. Aici a fost o mulțime de oameni sau câțiva inși, inse, care au încercat să vă facă să pierdeți tot din invidie, ciudă, pentru că n-au avut parte de bunăstarea voastră. Ok? În frunte cu o fecioară, care poate fi o femeie chiar, o să înțelegeți de ce n-ați reușit să fiți cu un bărbat anume. Lucrurile astea nu v-au atins. Se face justiție pentru cât rău s-a făcut prin spatele vostru. Și va ajunge la urechea voastră, pentru că așa se întâmplă de obicei când se face dreptate. Bun, mai vreau aici 3 cărți. Ca să mă conving. Exact. 7 de săbii, împăratul și 3 de cupe. Aici erau niște oameni mincinoși care încercau să facă rău prin lucruri necurate,
Ok, dar n-au avut succes și acum au de suferit și vor avea de suferit și vor înțelege că toată povara asta cu lumea o să cadă pe umerii lor cu 10 de săbii, o să li se întâmple ceva foarte rău. Pentru că persoanele astea, cu diavolul și regele de pentacule, iar revin un capricorn, au încercat să vă facă rău în ceea ce ține de afacerea voastră, de banii voștri, de bunăstarea voastră. Dar erau mai multe persoane. Simt așa că au venit toate după diferite nume, după diferite numere de telefoane puse de acea fecioară sau de acel pește sau acea femeie din pești. Dar veți afla de lucrul ăsta și va fi totul clar pentru voi ce și cum s-a întâmplat. Bun, atât am avut pentru cei de la etalarea numărul 1. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la etalarea numărul 2. Bun, haideți să trecem la varianta numărul 2. Pentru cei care ați ales pietricica cu numărul 2. Să vedem ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore, evenimente importante pentru cei de la etalarea numărul 2. Următoarele 72 de ore, evenimente importante pentru cei de la etalarea numărul 2. Evenimente importante pentru cei de la etalarea numărul 2, următoarele 72 de ore. Wow! Aici este o victorie cu o celebrare. Celebrați o foarte mare reușită. Ori vă întâlniți cu niște persoane dragi, ori mergeți în vizită la cineva, sau pur și simplu este o petrecere, sau mergeți la ziua cuiva de naștere, sau pur și simplu este o celebrare în legătură cu un echilibru al vostru, pe care îl veți obține, e o bucurie foarte mare și o să vedem despre ce este vorba. Wow, chiar o bucurie foarte, foarte mare. Are legătură și cu cineva din trecutul vostru, 6 de cupe, spânzuratul pești, cam ce mi-a ieșit la etalarea numărul 1, regina de cupe, rac pe scorpion. Pentru mulți dintre voi s-ar putea să fie o bucurie foarte mare în ceea ce ține de muncă, deși aici este un conflict și un adevăr legat de un conflict care a avut loc și o să înțelegeți de ce. Bun. Iar pentru alții dintre voi va avea loc un nou început în dragoste. Am înțeles. Aici este un conflict care a avut legătură cu magicianul și steaua, dar din păcate pentru persoanele astea care au făcut-o, au primit numai 7 de bute, pentru că cineva are o protecție foarte mare aici. Și atunci persoanele astea și-au dat seama că au rămas în urmă, li s-a întors spatele, pentru că persoana care a fost atacată aici din punct de vedere energetic sau s-a încercat să fie atacată, are 10 de cupe și 10 de monede și anume o duce foarte bine. Asta va fi bucuria voastră în următoarele 72 de ore, că reușita pe care o veți avea, bucuria, echilibru, ok, și se primește o veste, o primiți în vis, că va fi o premoniție, că va fi o idee de moment sau veți auzi, chiar veți auzi din partea cuiva, aici se află un adevăr. Și asta o să vă creeze o bucurie foarte mare. Vreau clarificarea pentru că vin niște vorbe către voi care o să vă creeze o bucurie foarte mare. Vorbe frumoase cu familia, înțelegere foarte bună, vești bune, tot ce este partea asta negativă parcă n-a avut și nici n-are niciun succes. Vreau clarificarea cărților de pe masă. Pentru cei de la etalarea numărul 2, următoarele 72 de ore.
4 de bâte cu 5 de săbi. Și aici este respingerea unor persoane sau unei persoane care tot a încercat să vă atace sau să vă facă farmece să vă aibă cu forța. Ok, dar n-a reușit. Aici o mare celebrare. Cu 3 de cupe și 10 de cupe este o mare realizare. E posibil să aibă loc o împăcare în familie, e posibil să aibă loc o reuniune cu o persoană foarte dragă sau pur și simplu să vă bucurați de momente fericite cu familia, cu un prieten drag pe care nu l-ați mai văzut de foarte mult timp sau pur și simplu să fiți în gloria voastră și în fericire. Sau pentru alții dintre voi să apară o persoană foarte dragă cu care să începeți o relație foarte frumoasă. Pentru că aici avem judecata cu steaua. Divinitatea face dreptate, ok? Și pune un 10 de săbi acestui 8 de cupe. Persoanele astea care au încercat să vă facă rău și probabil v-au călcat în casă cândva sau au fost prieteni cu voi, iubit, iubită, ok? Vorbele pe care le veți primi este justiția pentru acest 7 de săbi, ok? Să vă dau un exemplu. Dacă cineva a încercat să vă înșele sau cineva a încercat să vă folosească sau v-a folosit pe partea financiară, veți auzi de persoanele astea ce au pățit. 1. 2. Dacă cineva a încercat să vă mintă ca să profite de bunătatea voastră sau să profite de, nu știu, în intimitate, ok, să aibă parte de voi, persoana asta va fi prinsă. Aici voi spuneți nu, dacă aveți cumva leu, vărsător, gemeni, balanță, veți spune nu și veți spune stai acolo. E un nou început foarte frumos aici care o să aibă loc. Diavolul. Persoanele astea nu mai au un leu. Sau nu o să mai aibă un leu pentru ceea ce v-au făcut. Ascultați-mă pe mine. Persoanele astea o să cadă rău de tot. Rău de tot pentru ceea ce v-au făcut. Nu pot să am ceva mai frumos decât 8 de bâte, justiția, 6 de săbi. Aici se întâmplă ceva foarte important. Tot ce a însemnat persoane mincinoase, false și răuvoitoare vor pleca din viața voastră, nu că ar mai exista în viața voastră, din aria voastră, ok? Pentru că au înțeles că sunt pedepsite și își vor duce pedeapsa până la capăt pentru rău pe care vi l-au făcut. Persoanele astea, voi știți mai bine cine sunt, au încercat să vă facă rău prin toate modurile posibile, fizic, energetic, verbal, minciuni, trimițând persoane în viața voastră, etc. N-au reușit cu nimic. Și atunci au înțeles că trebuie să plece cu coada între picioare, că oricum își au pedeapsa, care este multă și lungă. Exact. Iar voi refuzați o ofertă de dragoste, posibil cu persoana din trecut, și începeți o nouă relație cu împăratul care este sufletul vostru pereche. Taur, posibil. Și un nou început în dragoste, în special, am spus, dacă sunteți lei, gemeni, balanță, vărsător, chiar și capricorn, aveți un nou început în dragoste. Aici este un final, iar vă fecioara asta. Este un final pentru o fecioară. Cineva ține de lacrimi, de suferință, acest pânzurat care poate fi pești sau capricorn și a făcut aceste lucruri malefice, va fi pedepsit foarte rău. Împreună cu o femeie din Taur Balanță și o femeie din Fecioară, pentru că aici se va afla un secret în legătură cu ceva financiar. Ok. Persoanele astea vor fi blocate 8-9 ani pentru ceea ce v-au făcut, iar voi veți trece la un nivel de fericire foarte mare găsindu-vă sufletul pereche. Și veți avea chiar foarte multe persoane care vor încerca să fie cu voi. Persoanele astea vor pierde, în special, regina asta de monede, fecioara asta, care are și scorpion, va pierde o afacere. Iar mi-a apărut fecioara. Fecioara cu pești și cu capricorn. Aici e vorba de boală, ok? Cineva v-a dorit asta, cineva v-a dorit să vă îmbolnăviți, cineva v-a făcut să vă îmbolnăviți, dar de fapt toate lucrurile astea s-au întors pe ei.
pe ei, pe ea, pe el. Pentru că pe voi justiția cu asul de săbii, 3 de monede și asul de pentacul este divinitatea, vine și spune, poftim. Asta este abundența pe care ți-o dau eu ție pentru bunătatea ta, pe care ți-o tot dau și ți-o tot dau pentru că o meriți și persoanele astea au încercat să ți-o ia, dar n-au niciun drept. Și atunci vor avea 3 de săbii. Vor pleca coada între picioare cu 3 de săbii. Și săgetătorul ăsta care e implicat. Iar voi aici veți avea o victorie. De ce? Pentru că voi sunteți persoane drepte. Și pentru că meritați o dragoste adevărată. Aici e același bărbat din Taur pe care l-am văzut mai devreme. Care o să vrea să fie cu voi persoana asta. Vreau să văd trecere de pentacule. Iar îl clarific pentru că l-am văzut și aici ca un suflet pereche. Veți avea un nou început cu această persoană. Taur sau berbec, bărbat. Ce va face acest trecere de pentacule către voi? Nu își mai dorește nicio altă opțiune. Persoana asta este posibil să aibă probleme financiare, dar s-a mișcat și foarte încet către voi, fiind Taur. Dar vine să vă spun, uite că sunt singur și acum vreau să încep o relație cu tine. Ok. Îmi pare rău că în trecut s-a întâmplat astfel, dar am avut niște persoane în spate care au încercat să-ți facă rău și am fost implicat, dar vreau să-ți spun tot adevărul, ceea ce simt pentru tine, etc., etc. Ok? Și vreau să las deoparte acest rege de pentacule și acest împărat. Pentru că mai vreau să fac o clarificare aici. Nu, de fapt îl pun la loc. M-am răzgândit. Vreau să întreb altceva. Dacă este să sară această carte, o să sară. Cu cine o să aveți un nou început în dragoste? Cei de la etalarea numărul 2 în următoarele 72 de ore. Mi-a căzut din nou fraierul. Cine este persoana asta cu care o să aveți un nou început, cei de la etalarea 2, în următoarele 72 de ore, un nou început în dragoste? E o persoană care are o povară mentală pentru ceva ce v-a făcut, ceva ce v-a mințit foarte rău. Cine este persoana asta cu care veți începe o nouă relație de dragoste? E o persoană care ori v-a respins, ori voi n-ați mai vrut-o. Cine este persoana asta? Poate fi un bărbat din Rac pe Scorpion sau poate fi un bărbat șaten din Taur. Ok? Cine este această persoană cu care veți începe o nouă relație de dragoste, cei de la etalarea numărul 2 în următoarele 72 de ore? E o persoană necăsătorită sau o persoană care a divorțat. E o persoană din trecutul vostru, posibil, cu păreri de rău care își dorește să se împace. E împăratul. Cine e împăratul ăsta? Posibil să fie un bărbat foarte singur, în momentul de față, blocat. Cine e împăratul ăsta? Dacă e o femeie, e o femeie din leu care voi, domnii, vă doriți să vă împăcați. Ok. Pentru doamne, cine e împăratul ăsta?
Este un bărbat care v-ați certat foarte mult din trecutul vostru, este un bărbat care se desparte de o femeie din rac pe scorpion, gemeni, balanță, vărsător. Cine e acest împărat pentru doamne? Tot același rege de cupe. Deci aici sunteți bărbați din rac pe scorpion care vreți să vă împăcați cu o femeie din leu. Ok? Și dacă sunteți doamne din leu, e un bărbat aici din rac pe scorpion care vrea să se împace cu voi în următoarele 72 de ore din trecutul vostru, care v-a făcut mult rău în farmece. Dar vreau să-l întreb și eu de ce v-a făcut atâta rău prin... De ce v-a făcut bărbatul ăsta în farmece? Ca să-l căutați. Ca să vă duceți către el. Ca să vă despărțiți de un bărbat din Taur pe care l-ați găsit, Taur, Capricorn. Ce v-a făcut acest bărbat farmece? Exact, cum am spus, să vă despărțiți de un bărbat din Taur. Și de oricare alt bărbat din viața voastră. Ok? Să vă întoarceți la el. Să vă blocheze drumul să nu mai fiți cu altcineva. Să nu vă bage nimeni în seamă, să nu aveți parte din nicio altă relație. Wow! Ce? Un bărbat foarte obsedat. Pentru că din câte văd, bărbatul ăsta a ales pe altcineva și este un bărbat care mi-a căzut și ulterior. De fapt, mi-a căzut mai devreme. Că este cineva care a avut un interes financiar, cineva care v-a făcut rău, cineva care a complotat cu alte persoane, a râs de voi, v-a vorbit urât, v-a făcut rău și totuși v-a dorit înapoi făcându-vă lucrurile astea. Wow! Și chiar v-a pus piedici ca voi să mai fiți cu oricine altcineva. Dar întrebarea mea este alta aici. Nu termine talarea 2 până nu mă lămuresc. Eu n-am întrebat cine vine către voi. Cine este persoana cu care veți începe o nouă relație de dragoste, cei de la etalarea numărul 2 în următoarele 72 de ore? Ah, dacă ar părea persoana asta. Cine este persoana cu care veți începe o nouă relație? Tot același împărat. Fantastic. Bine, poate mulți dintre voi doriți să vă împăcați cu persoana asta, dar eu văd că v-a făcut foarte mult rău. Cine este acest împărat? Cine este acest împărat? Persoană care are probleme cu alcoolul, viciile, vă plânge, o persoană urcioasă, răzbunătoare, care are regrete și păreri de rău, persoană care manipulează. Care este energia prezentă a acestei persoane față de voi? Prezentă. Ce simte în prezent? Nu vrea ca voi să fiți cu altcineva. Nu suportă ideea. Are regrete față de trecut. Nu suportă ideea ca voi să fiți cu altcineva. Și cu 4 de bâte? Eu totuși tind să cred că nu vă împăcați cu persoana asta. 4 de bâte? Aici văd un nou început. Cu cine? Cu cine acest nou început? Iar mi-apare. Cu o persoană care a terminat o relație cu o femeie din zodie de apă, rac pe scorpion. Sau o femeie blondă, sau o femeie din zodie de apă, sau o femeie șatenă, sau roșcată. Sau indiferent de culoarea părului. Dar aici mai sunt două persoane care vă vor. Deci aici am înțeles, gata. Se întoarce o persoană din trecut, dar voi vă doriți să fiți cu o persoană din prezent, Taur.
Persoana din trecut energetic a încercat să vă despartă de bărbatul ăsta din zodia Taur. Bun, că am văzut că e un bărbat din zodia de apă care are și Capricorn și posibil și Gemeni. Bun, persoana asta se întoarce, un boom, deci e o chestie, persoana asta va lucra prin spate, fără ca să-și facă apariția, prezența, fără ca voi să știți că persoana asta vă înlătura fiecare persoană din viața voastră, ca voi să nu puteți să fiți cu nimeni, sperând că într-o bună zi se va împăca cu voi și că vă veți întoarce. Persoana asta n-a realizat cât de mult v-a schimbat voi și că rănile pe care le-ați avut în trecut au trecut, pentru că trădarea a fost mult prea mare și că voi v-ați văzut de viața voastră. Iar acum persoana asta, terminând o relație pentru care v-a lăsat în trecut și care nu i-a mers, vine să se împace cu voi, dar va despărți de cineva la care voi țineți. Și vreau să știu ce va face regele ăsta de pentacule către voi. Deci fiți atenți, regele ăsta de pentacule, nu, incredibil. Se ceartă energetic sau la propriu cu regele ăsta de cupe. Ori sunt prieteni și a fost o conveniență, ori persoana voastră din trecut a aflat că bărbatul ăsta poate era cunoscut, prieten, că vrea să fie cu voi sau că îl place sau că îl iubiți sau etc. Și atunci aici există o luptă cu interzicere către regele ăsta de monede să fie cu voi. Regele ăsta de monede suferă după voi, va lua acțiuni către voi. Vă urmărește, va lua acțiuni către voi. Este foarte greu, vă urmărește, dar nu zice nimic. Ce acțiuni va lua regele de pentacule către voi? Ce acțiuni va lua regele de pentacule către voi? Speră din tot sufletul să nu vă împăcați cu acest rege de cupe. Stă în spate, așteaptă, vă urmărește și speră din tot sufletul să nu vă împăcați cu acest rege de cupe și o să vă caute. Bun. Atât am avut și pentru cei de la etalarea numărul 2. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la etalarea numărul 3. Bun, ne-am întors cu etalarea numărul 3. Pentru cine a ales pietricica cu numărul 3. Și haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei de la etalarea numărul 3? În următoarele 72 de ore, evenimente importante pentru cei de la etalarea numărul 3, următoarele 72 de ore. Aici este vorba despre o persoană malefică. Dar justiția cu diavolul și 4 de bâte și 8 de bâte. Mai degrabă spus, cineva se vindecă aici de manipularea cuiva. Cineva care a stat sub manipularea unei femei sau unui bărbat se vindecă de acest lucru. Este cineva care e ca mine sau faci ca mine sau altfel nu știu ce. Aici posibil să fie vorba despre o căsnicie sau despre o relație cu o persoană căsătorită. Cineva renunță și pleacă pentru că cineva aici s-a simțit manipulat sau manipulată și atunci consideră că este timpul să facă o schimbare în viața lui sau în viața ei. Poate sunteți voi care v-ați lăsat manipulați de o persoană mai în vârstă, pentru că pare o persoană mai în vârstă. Ok? Dar aici cineva s-a săturat să trăiască în această poveste. Mai văd că poate fi vorba de un Capricorn, Taur, Gemeni, Balanță, Vărsător, iar văd o Fecioară. Ca și la etalarea 1 și 2 mi-apare și la 3. Se pare că în seara asta oricum noi avem continuarea. Aici sunt mai multe persoane. Regina de Săbii, Regele de Săbii, Regele de Pentacule, Regina de Cupe, Regina de Pentacule. Da. E o mulțime. Și cu 3 de bâte. Și 7 de săbii invers.
Aici se întâmplă ceva între oamenii ăștia. Dacă este vorba despre locul vostru de muncă, aici va fi o ceartă foarte mare și cineva va spune un adevăr cu șapte de săbii, invers va fi desconspirat. Ok. Va spune, uite, asta este persoana care ne manipulează pe toți și asta este persoana care pe toți ne ține în felul ăsta. Sau, ceea ce făceau persoanele astea era ceva foarte toxic și malefic. Iar voi dacă faceți parte dintr-un grup de oameni, un colectiv la locul de muncă, veți înțelege că persoanele astea vă făceau rău și încercau să vă dea la o parte. Dacă este vorba despre un grup de prieteni, la fel. Iar dacă este vorba despre familia voastră, neamuri, etc., sau de ce nu familia soțului sau a soției, înțelegeți că persoanele astea nu vă vroiau, nu vă plăceau și că v-au făcut rău tot timpul. Pentru alții dintre voi, dacă aveți de a face cu o persoană dragă, trebuie să știți că persoana asta a fost implicată într-un grup de oameni, poate e vorba de o afacere, ok, sau poate a trăit într-un mediu, sau s-a luat după altcineva, s-a lăsat influențat sau influențată și v-a făcut rău prin asta. V-a mințit, v-a decepționat, v-a făcut rău doar pentru că cineva a vrut să vă facă rău și a pus persoana asta să o facă. Aici ceva nu este drept și da, avem și justiția cu diavolul și patru de bâte. Pentru că aici cineva... pentru unii dintre voi au avut că cineva aici e posibil să fi făcut închisoare, ok? Sau a făcut ceva atât de rău și când am spus asta mi-a sărit cineva din pești și e secret. Sau a făcut ceva atât de rău încât va face închisoare. Și e posibil să fie vorba despre doi bărbați, regele de săbi și regele de pentacule și anume un bărbat din gemeni balanță vărsător și unul din taur fecioară capricorn. Și o femeie din Fecioară Capricorn, o femeie din Rac pe Scorpion și una din Gemeni Balanță Vărsător. Sunt un grup de oameni. Vreau să văd clarificarea cărților de pe masă pentru cei de la etalarea numărul 3 în următoarele 72 de ore. Exact cum am văzut la 1, aici este o pierdere financiară. Clar, e o pierdere financiară. Mai că lipsea regele de bâte, care este săgetătorul sau berbecul, că nu erau suficiente toate persoanele astea aici. Și spânzuratul cu șapte de săbii invers, ori persoana asta spune adevărul, ori persoana asta practic va fi desconspirată. 2 de pentacle, 2 de săbi, 3 de cupe. Aici a fost un grup de oameni. Nu știu cine trebuie să audă mesajul ăsta în seara asta. Probabil că v-ați dorit să-l auziți sau v-ați gândit la lucrul ăsta. Dar aici a fost o chestiune financiară. Aici a fost o chestiune în care mai mulți oameni au fost implicați, dintre care o persoană aici vă iubește foarte mult sau s-a îndrăgostit între timp de voi. Persoana care s-a îndrăgostit de voi aici regretă că a făcut parte din acest grup de oameni, regretă că v-a făcut rău, se simte legat de mâini și de picioare pentru că este șantajat sau șantajată, ok? Și vrea foarte mult să vină către voi și să vă spună ce s-a întâmplat mai exact și pentru ce a fost joaca asta, că de fapt a fost pentru bani. Și totuși aici cineva va renunța cu moartea și trei de pentacule, ok? Pentru că va vrea să ia legătura cu voi. În special dacă sunteți doamne. Cineva aici va vrea să ia legătura cu voi pentru că regretă că a făcut parte din grupul ăsta de oameni și că v-a făcut să fiți confuzi, să nu știți despre ce este vorba, când de fapt persoana asta vă iubea în secret. S-a purtat foarte urât cu voi, suferă după voi, persoana asta vă urmărește, îi pare rău că a plecat din viața voastră sau că a plecat din viața lui. Este cineva care orice construiește se dărâmă. Aici au fost implicate mai multe persoane. V-a tratat ca pe opțiune. Aici ar văd leu, ok? Asta a fost în seara asta. Leu de două ori.
Aici cineva care plânge după voi sau plânge după o persoană din leu dacă voi ați făcut asta, dacă sunteți domni aici, pentru că voi ați tratat pe cineva ca pe opțiune din cauza unor influențe din partea altor persoane și iubiți persoana asta în secret sau viceversa, dacă voi sunteți doamnele, indiferent că nu sunteți leu, puteți fi orice altă zodie, persoana asta regretă că v-a tratat ca pe opțiune și vă iubește în secret. Și ar vrea să vă spună lucrurile astea, dar are o reținere. Pentru că ceva acolo, exact, e o povară. Și anume, e ceva ascuns. Poate persoana asta era chiar căsătorită. Sau poate era șantajat financiar de către cineva. Persoana asta regretă că voi, practic, v-ați vindecat și ați mers mai departe. Și este dor să vorbească de voi. Cu voi, mă scuzați. Este dor să vorbească cu voi. Este dor să-i trimiteți mesaje. Îi este dor să vă audă, îi este dor să vă vadă. Persoana asta vă duce foarte mult dorul și vrea să vă spună anumite lucruri, vrea să vă spună că vă iubește, vrea să vă spună că vrea să vă vadă, vrea să vă spună adevărul, dar ceva reține persoana asta. Și exact, 4 de bâte și 4 de monede. Persoana asta are o reținere să vină către casa voastră, pentru că știe posibil că va fi judecată aspru de voi. Sau știe că își merită soarta pentru ceea ce v-a făcut. Pentru că persoana asta trage acum cu diavolul și 10 de bâte. Pentru că a ales să se ia după o fecioară, iar mi-a căzut. Sau după alte persoane. Și aici este o chestiune de suferință. Vreau un nou început cu persoana asta, dar nu știu ce să fac pentru că eu deja am adus turnul în viața acestei persoane. I-am făcut foarte mult rău. Am vrut să fac un compromis pentru bani în altă parte sau am încercat să trăiesc în altă parte, bine, negândindu-mă la consecințe. Am părăsit persoana asta când nu era cel mai greu. M-am comportat cu 5 săbi oribil. Am avut o foarte mare bucurie și o fericire și dragoste alături de persoana asta. În schimb, am plecat pentru că am zis că îmi voi face. Că voi alege banii, ok? Sau că voi alege un compromis, sau că va fi bine în altă parte, când deși persoana asta avea tot ce își dorea alături de voi. Dar de-abia acum a realizat. Și persoana asta a realizat lucrul ăsta când altcineva s-a îndrăgostit de voi. Sau când voi v-ați îndrăgostit de altcineva. Mai vreau să văd o energie aici. Următoarele 72 de ore, etalarea numărul 3. Următoarele 72 de ore, etalarea numărul 3. Doamnele din Taur, veți avea un conflict cu un bărbat din gemeni, balanță, vărsător. O să aflați niște minciuni pe care această persoană vi le-a spus. O să aflați de fapt că persoana asta ori este căsătorită, ori pur și simplu va ascundea ceva. Aici e o comunicare care va avea loc, o dispută destul de mare. Da, exista o altă femeie la mijloc, clar. Și dacă sunteți doamne din Taur sau Capricorn, veți afla despre partenerul vostru, ok? Că a fost de fapt o persoană mincinoasă. Pentru că aici se termină ceva. Dacă sunteți persoane din Pești, veți termina o căsnicie cu cineva din gemeni, balanță, vărsător, Taur, fecioară, Capricorn, Rac. Pentru că persoana asta v-a decepționat, a fost o alegere de-a voastră, va fi un conflict, va fi o ceartă. Ați ales persoana asta și ați lăsat o persoană iubită, dar cu 7 de săbi invers, pentru că se întâmplă conflictul ăsta și aveți cumva de ce să vă agățați, veți spune și voi adevărul, ceea ce simțiți pentru persoana din prezent și anume că nu o mai vreți și de fapt n-a fost o dragoste adevărată și că vă doriți să fiți cu altcineva. Pentru că persoana asta v-a trădat,
veți spune că acest compromis nu s-a meritat și că vă doriți să vă întoarceți la cineva din trecutul vostru pe care o iubiți sau îl iubiți cu adevărat. Sau persoana asta va face asta către voi, luați și viceversa. Vreau clarificare. Exact, adevărul se va spune unei persoane din leu aici, ori persoana asta va spune un adevăr. Cineva va spune aici, am pierdut finanțe, am lăsat persoana aia, nici nu vreau să mai aud de ea, nici nu vreau să mai mă gândesc la trecut, am făcut o mare greșeală. Aici au fost lucruri pe care tu nu le știi, pe care vreau să ți le spun. Turnul cu spânzuratul ăsta care încade tot timpul. Persoana asta vă urmărește și vrea un nou început cu voi sau voi dacă sunteți urmăriți persoana pe care ați rănit-o și vreți un nou început cu această persoană. Mi-a fost frică să fiu fericit sau fericită. Eu, de fapt, realitatea este culmea că persoana, dacă voi sunteți domni, ok, sau indiferent, dacă ați ales pe altcineva și ați lăsat o persoană iubită și ați făcut un compromis, persoana asta, de fapt, pe care ați ales să iubea pe altcineva și voi o să conștientizați lucrul ăsta. Ok, și aici asta și spuneți. Nu s-a meritat acest compromis ca eu să-mi pierd persoana mea iubită lângă care aveam toată fericirea și toată frumusețea și etc. Pentru o persoană care mi-a trântit asta acum sau de care oricum bănuiam de ceva timp sau am închis ochii. Pentru că și eu la rândul meu iubeam persoana mea din trecut, dar am crezut că se merită să fac acest pas. Iar persoana asta din zodie de apă, care cade aici că este pești, dar poate fi și rac și scorpion, acest bărbat, are o povară acum și va avea un conflict în următoarele 72 de ore și o suferință față de femeia asta din trecut, ok? Pentru că aici este roata care se întoarce cu o pierdere foarte mare pe care bărbatul ăsta o va avea din cauza neseriozității, cavalerul de bâte și 3 de cupe, pentru... Cum te așterni așa dormi, ok? Pentru că persoana asta își dorește împăcare, dar știe în același timp că este o persoană foarte toxică și că vorbele care au fost puse în trecut, comportamentul, acțiunile, au fost prea urâte și că persoana asta, oricât de mult își dorește, oricum va veni către voi sau oricum dacă sunteți voi, vă veți duce către persoana voastră iubită, cine va face aici acest pas se va despărți de persoana din prezent și va spune acum sunt singur sau singură și vreau acest nou început cu tine, persoana asta din leu. Ok. Pe care ați urmărit-o tot timpul sau persoana asta către voi. Pentru că am părăsit persoana asta, pentru că am înțeles că de fapt nu era o relație pentru mine, pentru că de fapt am vrut o independență financiară sau am vrut să fac ceva dar n-am reușit, pentru că eu m-am simțit legat tot timpul de tine și n-am putut să merg mai departe, pentru că vreau să am victorie cu tine, pentru că resping viața asta de a umbla, pentru că nu mai îmi doresc pe altcineva. Ok? Vreau să facem o familie și o relație serioasă, vreau să spun adevărul cu toate părerile, o confesiune aici, cu toate părerile de rău din trecut. Vis-a-vis de agresivitatea care a avut loc în trecut, a acestei persoane care s-a comportat urât, acestui bărbat, spune vreau să ne vindecăm împreună sau vreau să te vindec, vreau să-ți spun just, vreau să mă comport frumos cu tine, exact cum meritai sau cum meriți, exact. Dar persoana care a fost aici rănită o să spună nu. Ia să vedem, puterea și 4 de monede sau va avea o reținere. De ce va spune puterea nu? Persoana asta a mers mai departe. Pentru că am spus neam câțiva toate detaliile. Pentru că persoana asta s-a îndrăgostit de altcineva, de un taur. Ce va spune puterea nu cu regele de monede?
pentru că nu mai vrea de seriozitate, pentru că nu mai este opțiune sau nu vrea să mai fie opțiune, pentru tratamentul din trecut, pentru că a mers mai departe, pentru că știe adevărata valoare acum, pentru că și-a găsit echilibru. Dar ce legătură are acest rege de pentacule cu acest răspuns negativ al acestei persoane? Că-și dorește persoana asta, da. Bun. Atât am avut și pentru cei de la etalarea numărul 3. Acesta a fost video interactiv în această seară. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă pup și vă aștept la un nou video.